Lasă-mă! Lasă-mă! Cine e asta? Are imaginație foarte bogată. Ce femeie, mă, o să te mai iubească cum te-am iubit eu? Sufletul mămiticii tale azi și mâine. Unde-i vaca? Tu nu vezi că ai pierdut vaca? Cine, mă, o să te mai drăgălească cum te-am drăgălit eu? Îmi pierde sângele în mine, mi-și mie dor. Păi stai și tu în casă la răcoare, stai la umbră, stai. Am și eu o funcție, mă face de râs în fața oamenilor. Cum îl cheamă, măi, pe domnul? Și băiete, cum te cheamă? Ai nei? Care nei? Ce e ăla nei? Dar vă spun eu cum este de-a cu adevărat. El pozează că e mare domn de... Dar el de mult nu-și mai făcea treaba de bărbat cu mine. Dar ce crezi că mai suntem ca acum 14 ani să o punem pe locuri, pe câmpuri? Chiar crede că-i burit cu târgului. Uite, domne, cu ce-o zvârtă după mine! Acum două zile! Am înțeles! Mă omoră, domne, mă calcă în picioare! Aprem pe chemătări! Încerc, asta încerc. Nu mă ajutați deloc. Atunci când doi oameni hotărăsc să-și unească destinele, ei pleacă la drum plin de speranță, crezând că nimeni și nimic nu le va distruge căsnicia. Mai ales la țară, unde căsniciile sunt pe viață. Petrică și Ioana au avut o poveste ca în basme, dar timpul a trecut, vraja s-a spulberat, iar cei doi sunt acum în prag de divorț. Reproșurile curg gârlă și nu se știe dacă pentru ei există vreo cale de împăcare. Sunt Adin Artea și vă provoc să vă testați căsniciile. Stai pe loc! Stai nebun! Oho! Unde te duci? Stai pe loc! Să-ți iei boarfele! Ce faci, nebunul? Să-ți iei boarfele, să ieși din casa mea, nebunul! Să rămână, mă, bine! A nebunit de tot, n-o vezi! Ia uite, a luat-o razna! Mă, ce s-a întâmplat? A nebunit! De la soare, ea știe! Uite-o ce țipă! Firea, ai zis tu! M-ai înșelat ordinarul! Așa e din fazul, m-ai înșelat! Cum toți ce am făcut aici? Eu le-am făcut, eu le tai! Ei, cu minte, nebunule! Eu le-am făcut, eu le tai! Băi, Petrică, băi! Băi, Petrică! Vezi ce scorpii ai la ușe? Toate femeile! Vezi cine m-a nebunit timp de 13 ani de zile? Toate femeile! Le-am mâncat zilele! Toate femeile greșește, gata! Dacă tu omori pe urmă, ce faci tu? Dacă tu faci necaz! Scade belea, n-o mai văd! Nu scade! Ai copii! Stai cu minte! Stai că i-a scapă ea cu viața, dar tai tot de aici, distrug tot! Eu le-am făcut, eu le fac! Nu mai, gata! Gata, Petrică! Petrică, am Petrică, ți-am zis să te mai opri! Ce să mă opri? Matai, domn bătrân, matai, domn bătrân! Învață-l că ești mai bătrân! Băiatul dumitale a întins toate din sat, dumneavoastră! Da, a întins, l-ai văzut și ăla, ai da, nu mai mi-a interesat! Stătea, o ținea ca fraiera în casă și el pleca. Extraordinar. Niciun extraordinar. Iau ce manechi, ce pedicură. Iau ce manechiură. Iau de la mine cum e. Să ții băiatul să vă plec, să ieșiți de aici. Lasă ca să vii tu plângând după el. Familia e o primărie, la primărie faci ce vrei. Am făcut tot de râs. Da, familia mi-a făcut. I-am distrus și tot ce am făcut tot de râs. Nu ai făcut tot ce să-ți fac. Tu ai ca la primărie zis că ești tai și spune. Și noi bărbați. Greșim, dar trebuie să ne mai și revenim. E femeia ta și trebuie să ne mai de aia se poartă așa, de aia nu mă ascultă, de aia face numai de capul ei. E, trebuia să vezi de mult așa. A, trebuia să văd de mult și să-i dau după ceapă. O să-i dai după ceapă, tată. Trebuia să vă împăcați amândoi. Veneai la mine, stăteam de vorbă și vorbeam, nu acum. Cu cine să vorbesc, tată, sucrule? Cu matale să vorbesc, când să vorbesc? De câte ori spuneam, nu că e fata lui tata. Nu că face fata lui tata. Și atunci, cu cine să vorbesc? Cu mine, asta cu ce faci? Cu maică ta? Cu maică ta, suntem în familie. Era fata mea. Nu ajunge la discuțiile astea. Eu i-am aruncat hainele pe uriță sau mi le-ai aruncat? Era fata mea și trebuia să o înveți. Ia ți le-ai aruncat. Să ție-ți convine să rămână copilași ăștia fără tată? Mai bine rămâne copiii, că-i cresc eu. Cum am crescut-o pe ea ca pe floare, crești și pe ăștia ca pe floare. E o mână de copil. N-ar, păi fii tu a adus-o în halul ăsta așa. Fii tu a adus-o, că era grasă și frumoasă. Fii tu a adus-o. Pentru că se îmbracă dimineața și pleacă și vine seara. E, nimeni, uite, și eu muncesc, dar n-am mai slăbit. Să ducem fiecare zi după fufele de la primărie. Lucrez cu acte, cu hârtii, eu lucrez la sapă pusă de băiatul dumitale. El s-a dus și a lucrat întotdeauna. A apretat și să nu de la muncă slăbesc. Granică ieri, fii tu, dacă pleacă dimineața și vine seara și atât. Cu ce ai venit cu aia să pleci? Cu chiloți în vârte, bă, pleacă de aici! Chem poliția, chem tot satul! Să te ia de nebun care ești! Vino cu Ioana și spune ce ai de reproșat! Să nu îndrăznești să pui mâna pe mine! Spune ce ai de reproșat! Tatu! Tot ce? M-ai înșelat! Taci, mamă, du soacră, că n-ai trăit tu! N-ai trăit dumneata cu el! N-ai știut decât la sapă să mă țin! De 13 ani nu mi-ai luat o rochie! Nu mi-ai luat o frustă! Nu mi-ai dus la colțul satului să beau și eu un suc sau ceva! N-ai știut decât la sapă să mă
alții. Și ai întins și tot satul. Toate satul aici au venit la mine, tot satul m-a râs. Tu ești o panaramă. Ce în panaramă? Camera, doi copii. Doi copii au crescut. Are doi copii. Îi trece, se duce la sapă, se duce la muncă. Și tu stă toată ziua, se duce după. Pleacă de aici, că se. De ce nu mai lăsa la școală? Ce să faci la școală? Ce să cauți la școală? Să ai tu școală, să întinzi toate panaramele din sat? Păi tu ești femeie serioasă, să aveai copii acasă și voia să te duci la școală? Ce să faci la școală? Pleacă de aici, m-ai făcut numai proastă, numai proastă satul și proastă. Nu te-am făcut eu, te-a făcut măta cu tacul. Mama mea, să nu te iei de părinții mei, tu ai auzit? Hai, pare. Du-te de aici, să nu te mai văd când... Uite așa, s-a ieșit o pereche de izmană pe gard. Veni să-ți iei chilul, ia-ți de aici, de la casa mea, că cu asta ai venit. Faceți cunoștință cu Petrică și Ioana, doi soți care au transformat casa lor într-un câmp de bătălie. Cine ar fi crezut că doi soți pot ajunge într-un asemenea stadiu? Ca să aflăm mai multe, vă invităm să urmărim câteva dintre principalele motive care i-au împins și i-au adus să facă astfel de gesturi extreme. Înainte de toate, haideți să ascultăm povestea lor de la început. Petrică și Ionica s-au cunoscut acum 14 ani la o nuntă. El era student la București, ea era fata frumoasă și harnică de la țară. Petrică s-a îndrăgostit lui Lea. Petrică și Ioana se știau din copilărie. Au crescut în același sat, însă drumurile lor s-au despărțit când Petrică a plecat la facultate în București. S-a întors după 4 ani. Era un băiat sărac, dar cu studii superioare. Ea era fată bogată, cu liceul terminat. Ioana își dorea un bărbat cu carte, cu care să se mândrească în sat, iar el vrea o fată frumoasă și cu bani. Au știut că sunt făcuți unul pentru altul ca sacul și peticul. De aici a venit și dragostea foarte ușor. În toamna anului 1999, Petrică și Ioana au făcut o nuntă cam povești, iar Petrică a devenit consilier în sat cu ajutorul socrului. Drept mulțumire, Petrică i-a oferit tatălui socru doi nepoți, pe Cătălin în vârstă de 9 ani și pe Raluca în vârstă de 6 ani. Nimic nu părea să stea în calea fericirii lor. Cu timpul însă, lucrurile au degenerat și viața lor a devenit un lung șir de reproșuri. După 13 ani de căsnicie, povestea lor de dragoste parcă a apus. Cine-i privește acum au senzația că sunt ca doi dușmani. Au adunat atâtea reproșuri în ei, încât nici n-ai spune că odată s-au iubit. Femeia asta mă scoate pur și simplu din minți. Pe lângă faptul că e o puturoasă, nu știe să gătească, nu știe să calce, e și geloasă, am și eu o funcție, mă face de râs în fața oamenilor, mă știe tot satul ce nebun am la ușe. Afectată de atâtea certuri, Ioana a slăbit în ultimele 6 luni 15 kg, atacată din toate părțile de soțul ei, jignită și supărată, deși îl iubește în continuare pe Petrică, ea se apără cu toată puterea. Ultimul om al satului este Petrică. El a pozat în Omul Bun, dar vă spun eu cum este dea cu adevărat. El pozează că e mare domn de la primărie, consilier, de ce să spun? Dacă nu erau ai mei și cu eu să-l țin din spate să-l împing, nici nu ajungea acolo. Nimic nu face un pai nu ridică, nu știe o grăunță la găină să dea. O singură dată în viața lui. Că măsa aia nu l-a pus la nimica, că ce să spun, floarea de fisu. Mâhnită de acuzațiile soțului, Ioana spune că Petrică nu a ajutat-o niciodată la treburile casei. Supărată, ea ne povestește o întâmplare, când, după mai multe insistențe, soțul ei a scos-o pe brândușa, vaca familiei, la păscut. Oh. Mai Petrică, măi, dar pune-mă într-un loc! Oh. Ioana, te învârți așa pus în cerc cu ea, zău, că dar nu te pricep. Vezi ce înseamnă să nu știi de niciunele. Hai, Petrică, să o punem mama într-un loc și să... Tu mi-aduci tu aminte cum era când ieșeam noi? Da, să noi să încep tu să faci pe nebuna. Eu mi-aduc aminte, dar tu ți-aduci aminte? Vag, așa, prin da? Prin șură, pe la tanti Lena, ți-aduci aminte? Vag, așa, cum tu parcă am conceput fata, nu? A, da. Bun miros ăla de fân. Bun. N-ai, dacă ai fi tu băiat bun, zău, ce bine n-ar fi. Dar nu vrei tu de niciunele. Tot nu ne înțelegem deloc, așa îți place. Hai, mama. Păi dacă tu promovi scandalul hai, într-una. Hai, mamă, hai. Păi măi, Petrică, nu mai pot, trebuie să mă ajut și tu. Rămâi cu ea, că mă duc acasă, că mai am treabă de făcut și vin mai încolo cu mâncare și cu apă. Hai, tu bine, du-te, rămân eu cu ea, am eu grijă de ea. De ce ai grijă? Și soția a plecat. După 30 de minute... Mai Petrică!
Rar capul tău să fie azi și mâine, Petrică! Sufletul mămiticii tale azi și mâine! Scoalte firai capul tău! Unde-i vaca? Unde-i vaca? Unde-ai legat-o? Tu nu vezi că ai pierdut vaca? Ce dăm de mâncare, mă, la copii, firar sufletul tău? S-a fi deslegat, eu ce să-i fac? Și tu ce ai păzit, mă, de ce te-am lăsat cu copilul de acasă dacă îl trimiteam și se descurca mai bine? Ce ai păzit? Dacă îl trimiteai copilul de acasă, te ocupai de el. Eu am stat atâtea ore în soarele ăsta pe aici. Care soare, mă? S-am așteptat, nu tu mâncare, nu tu băutură, vii cu gura mare. Măi, Petric, o jumătate de oră. Care jumătate de oră? Ai dormit? Mă, nu ești în stare decât să mănânci, să bei și să dormi, mă, ești pagubă la casa omului, mă. Cu un animal care nu te poate... Că nu mai tâmpenii faci, mai du-te, mai Petrică, lasă-mă în pace, mișcă-te să caut animalul ăla, că n-avem ce da de mâncare la copii, mișcă-te în sat, că nici nu te-ai trezit. Bătrânii spun că vaca și orezul sunt mai valoroase decât aurul și argintul, dar somnul lui Petrică este neprețuit. Petrică, sincer, chiar nu ai fost în stare să păzești o vacă? Știi, la țară trebuie să faci munca cu propriile tale mâini, nu să pui pe altcineva să facă munca ta. Sincer, nu te văd prea bine. După ce stai la birou și toate, normal, când ajungi în căldura aia, mai ațipă și tu, ca orice om obosit care vine de la muncă. Ce vine am eu că a plecat vaca? Că asta era treaba ei, ea trebuia să ocupe de vacă, de gospodărie, că de-aia stă acasă. Certurile repetate dintre Petrică și Ioana au dus evident la o răcire a sentimentelor. Chiar dacă Ioana spune că își iubește soțul, dar pentru că este cu gura zi de zi pe el, l-a făcut pe acesta să nu se mai simtă atras de ea. Dar ea nu-și dă seama de acest lucru. Să vă spun, oameni buni, el nici bărbat nu mai este de mult. Voi nu știți, mie mi-e rușine să vă zic lucrurile astea, dar el de mult nu-și mai făcea treaba de bărbat cu mine. Am încercat și eu să mă port frumos cu el, așa bețiv cum venea. Am cumpărat o rochiță, m-am aranjat, am fost la coafor să mă apropii și eu de bărbat. Și ce credeți că s-a întâmplat? A venit acasă, m-am dat la el, l-am mângâiat, l-am pat. Nu că m-a respins, a măturat cu mine pe jos. Ce faci, mă, iubirică? Ce faci? Ioana, ce-i cu Dina? Ce faci? Uite, am venit și eu să văd ce faci. Dar ce-i cu Dina? Am terminat treaba și am venit. Îți place? Ce zici, îți place? De unde ți-l-ai mai luat și pe asta? Dar când ai apucat tu să pleci de acasă, mă, să te duci în surpriză. Mă, să-ți fac o surpriză. Mamă, să-ți fac o surpriză așa. Du-te, Ioana, de aici. Hai, mă, hai, asta e surpriză, asta ești femeie serioasă. Tu te uiți la tine cum arăți. Am zis să mă aranjez să-ți fac o surpriză. Da, mi-ai făcut o surpriză, dar stai că acum am treabă. Hai, mă, Petrică, cum să ai treabă ta, mă, acum? Da, tu știi că trebuie să mă întâlnesc cu ea la consilier, la primărie pentru consilier. Hai, mă, Petrică, serios? Ia uite cât e ceas. Ei, nu știu. Okay. N-am o să mă... Mă, Ioana, ce-i cu tine? Ai nebunită? Am bătut soarele. Auzi, ce-i cu tine? Nu mai ți-e dor de mine așa? Că fierbe sângele în mine, mi-și mie dor. Păi stai și în casă la umbră, stai, uite aici, răcorește-te. Petrică! Ce tare arată, mă, te-ai îmbrăcat cu astea, ce... Mi-și mie dor de tine. Hai, Ioana, termină și stai cu minte. Hai, Ioana, stai acolo și lasă. Lasă-mă, că n-am timp de așa ceva. Bine, nu ne mai certăm, că te las aici, stai acolo în casă cu minte, că eu am treabă. Am să-ți fac o surpriză. Mi-ai făcut-o, stă foarte bine, stai cu ea în casă. Ai grijă să nu cazi pe scări. Cum să mă mai atragă, domnule, o asemenea femeie? Când vă arată ca ciocănitoare Audi, întâi intră nasul pe ușă și pe urmă apare și ea. Petrică, nu așa se refuză o femeie. Iar dacă aș fi în locul tău, sincer, nu aș rata ocazii de genul acesta. Știi cum e? O femeie nemulțumită este o femeie nefericită. Și nu cred că vrei asta. Contrar afirmațiilor Ioanei, Petrică susține că soția lui minte și ne povestește varianta lui. Nu e adevărat, domne, că se aranjează pentru mine. Ea se aranjează pentru alții. Când vin eu acasă, o găsesc că se aranjează, se uită în oglindă, se machiază, se fardează și pleacă ca o paparudă prin sat. Vin și eu acasă, am și eu nevoie de ceva, ca orice bărbat, să simt și eu atingerea soției. Nu, tată, că nu o găsești. Ea pleacă șuie prin sat, nu mai dai de ea. Și ea nu se aranjează pentru mine. Mie îmi spune că se aranjează pentru mine, dar ea se aranjează pentru alții. Nici Petrică nu e mai departe de soția lui. Drept dovadă, scena de gelozie care urmează ne demonstrează că el încă o iubește pe Ioana. Ce faci, Ioana? Bine, Petrică! Ce-i cu tine? Ce să fie? Ce-ți dai cu cârmâzul ăla pe ochi? Ce-i cu vopseaua asta? Ce-i femeie cu tine? Ai pus... Ce să fac, mă, Petrică? Ce să fac, mă, Petrică? Ce-am văzut și eu la televizor și pe la fetele astea tinere pe care... Păi și ce, dacă te vedeai la televizor?
televizor pe vruna, că își punea ștrengul de gât, îl puneai și tu. Nu pleci undeva nicăieri, tu nu înțelegi. Casa este a mea. Ioana, tu nu înțelegi că nu pleci nicăieri, dacă măi, pleci undeva, îți rup picioarele. Lasă-mă, te rog frumos, să mă duc, că mă așteaptă fetele, vrem să mergem și la tine. Eu nu vreau să mă bat cu tot satul pentru tine, nu vreau să mă bat cu toți vagabonții din sat. Deci recunoști că îți place de mine. Arăt bine și-s frumoasă. Și sunt și deșteaptă, nu? Și sunt și deșteaptă. Ești femeie măritată cu copii acasă, nu pleci nicăieri. Dragul meu, dar tot măritată voi fi și după ce ies pe uliță, că nu mi-a nimeni. Nu, dacă ești pe uliță așa cum ești acum, ce se întâmplă, dragul? Ia, uite-te așa un pic, ia uite-te un pic. Ți-am spus că nu pleci nicăieri. Fii serios, Petrica, hai, lasă-mă în pace. Ți-am zis că nu pleci nicăieri dacă pleci undeva. Mai Petrica, dar lasă-mă în pace că tu pleci în fiecare zi și eu nu mă țin după tine. Mai Petrica, vezi-ți de treaba ta și lasă-mă să plec. Tu nu înțelegi că nu treci pe lângă mine? Dacă pleci, să nu te mai întorci. La revedere! Nu te mai întorci! Încui poarta, dau drumul la câini. Aici nu te mai întorci. Supărată că soțul ei o pune mereu pe ultimul plan și că nu o scoate niciodată în oraș, Ioana își amintește cum, în urmă cu ceva timp, Petrica a lăsat-o din nou singură acasă. Toată lumea își lua nevestele, se duceau pe aici, se duceau pe acolo. Într-o zi îl văd pe Petrica al meu, aranjat, perchezuit, parfumat, doar rujat nu era, că în rest le avea pe toate. Ce faci, mai Petrica? Păi, cu la treabă, am plecat la primărie. Unde pleci așa gătit? Păi și la primărie, nu știu că avem întâlnire astăzi. Păi acum e la ora asta. Păi, la ora nu asta vezi că soarele e sus pe cer, avem treabă, tu toată ziua pleci la primărie, ce treabă ai tu la ora asta? Că eu nu mai pot de spate. Știi foarte bine că așteptam investitoria străini, la ora asta au avut avionul, acum au ajuns. Păi bine, mă, Petrica, și eu iar rămân, m-am amărât acasă. Păi primarul ăla așa și el, nevasta, viceprimarul Fira, lunea Ilie, tot timpul. Nu și ea nevasta, acum că avem treburi bărbătești, e vorba de consilieri, e vorba de investitori, e vorba de investiții. Dar mi-ai te-ai promis plictisit, că... Te-ai oricum, n-ai ce să faci tu acum, nici eu n-aș vrea să mă duc. Dar ți-e rușine cu mine. Că nu-mi face plăcere, dar trebuie să mă duc, că e consilier aici și trebuie să fac. Dar ți-e rușine cu mine, sunt și eu, sunt și frumoasă, sunt și deșteaptă, sunt nevasta ta, mai omule, se poate. Tu nu înțelegi că aici sunt treburi bărbătești, tu n-ai ce faci acolo, te plictisești. Dar tot timpul spui așa și eu tot timpul rămân amărât acasă, doar să dau cu săpăliga și să am grijă de copii și să spăl și de așa. Păi mă ocup și de ăia mici, că tot eu mă ocup, dar eu tot timpul amărât. Hai că rezolv cu asta și vedem noi ce om face și unde om ieși. Dar deocamdată eu o să rezolv problema asta, că au venit și consilieri, au venit și investitori, a venit și primarul. Nu știu, mă, omule, dar eu nu știu ce să mă mai fac cu tine, că eu nu mă mai înțeleg de nicio culoare. Te-am rugat de atâta ori să nu mă mai lași amărât acasă și eu tot cu sapa. Mă doare și pe mine spatele, uite-te la mine, mai că nu mai stai și tu pot la umbră, mai odihnește-te, uite, ei pe ăștia mici, ai grijă de ei, copii, aveți voi grijă de mama, tu da? Tu trebuie să ai grijă de noi, că ne-ai promis că ne duci pe noi la munte, la mare, niciodată nu-ți da faci tip, uite, sunt și ei, vor și ei tot în curte amărâți, numai aici, cu câinii, cu pisicile și cu copii, cine, vă duce, tati, pe uliță, da, acum cu aveți copii grijă de mami. Că tati se duce, că dacă nu se duce acum când au venit investitorii și trebuie să facem bani, urmă n-avem cu ce să plecăm la mare. Da, măi Petrica, dar tu așa, măi Petrica, tu așa zici tot timpul, măi, dar vrem și noi, poate nu pentru mine, dar pentru ei, că sunt și ei copii, văd la alții și vor și nimic. Și o să-i scot eu și la mare, o să vă duc și pe voi la mare, deocamdată mă duc, că am treabă acolo. Mai nu știu, nu știu ce să zic și ce să mai, cum pa, să copii, mai vorbesc cu tine. Să fiți cuminți, da? Să o ascultați pe mami, da? Da. Bine, pa copii. Am și eu o funcție, mă face de râs în fața oamenilor, mă știe tot satul ce nebun am la ușe. Da, omule, dar ia-mă și pe mine, că și primarul vine cu Leana lui și vicele vine cu nevasta. Eu cine să mă, vreau și eu să merg. Nu și nu, că nu e treaba ta. Sătulă să fie mereu lăsată cu ochii în soare de către Petrica, Ioana lasă sapa din mână și pornește înspre primărie. Numai că nu a procedat corect, căci nu e bine ca o femeie să-și facă soțul de rușine. Welcome in beautiful country. Hello. Hello. My name is Petre. Thanks for having us. Thanks for having us. Please. Păcați-vă mai aproape, lipiți-vă, încălziți-vă, întrețineți-i ca lumea de tot. Nu trebuie să pleceți cu altă impresie proastă. Cu cât stă mai bine, să mai bine, cu atât l-o mai bine. Petrica! Petrica! Oh my God! Ce faci, Petrica, aici? Ce cauți aici? Ce-i cu tine aici? Cum ce caut ai? Dar tu ce cauți? Mi-ai zis că ai treabă. Păi nu vezi că avem treabă, suntem la afacere aici. Cine scoți o hârlele astea două? Ușor, că strici imaginea, le strici aici, imaginea comună. Că nu-s de aici. Fătucă! Sunt fetele popa, ușor! Cui ești, fătucă? Alu Țața, Leana, cui ești? Că parcă e alu Florea, cui e dragă? Sunt investitori, sunt veniți din Grecia, avem afaceri cu ei. Cum îl cheamă, măi, pe domnul și băiete? Cum te cheamă? Ai name? Care name? Ce e ăla name? Name-ul cheamă? Numele lui pe engleză, putem treabă... Cum te cheamă? My name? Cum te cheamă? Petrica, Petrica, dar ce fac domnișoarele astea, Petrica? Că parcă ai zis, sfera, ce să întrețină atmosfera, am înțeles că le punem pahar, că sunt așa... Soțitoarele lor. Ce cauți, fetică, că eu am însurat, nu-l vezi, e în vârstă, e ca tatăl tău, fetică, ce cauți cu mâna Ioana, pe el? Ioana, lasă fetele și în pată să-și facă treaba. Pe mine nu mă duci nicăieri.
banii noștri, aici sunt banii noștri la asta, două. Dacă nu încheia afacerea asta, nu o să ai bani nici măcar de pâine. Coțohârle! Lasă coțohârlele! Cacarude, ce sunteți Ioana, noi de lasă aici, fetele în pace! Hai afară! Hai! E clar că viața celor doi soți parcă e ruptă dintr-un film de comedie. Acu se bat, acu se iubesc. Numai că Ioana este convinsă că Petrica este atent cu ea numai atunci când are un interes, așa cum a făcut și în urmă cu două săptămâni. L-am crezut și nu odată, că de vrăjitor, aha, e mare vrăjitor. Vinea, mă lua cu lugu-lugu, mă mângâia că mi-aduc aminte de când mă iubea, de când eram tineri, de când făceam, de când regeam. Ce nu mai văzusem eu, de nici nu mai știam cum e, să-i semnez niște hârtii, să-l lase și pe amărâtul de taică-mă cu ochii în soare amărât. De când ne mai dau pe acasă și de când ne tot certăm, m-aș uita cât de frumoasă ești. Ce ai, Petrică, Doamne, iartă-mă? Ce să fac, mai la televizor, nu vezi? Auzi, Maionică, ia zi, tu mai ții minte cât de frumos era la început între noi? Mai țin, Petrică, minte, mai țin. Credeam că tu ai uitat. Când nu ne certam noi și totul era așa frumos. Știu. Și? Mă uit la tine așa ce frumoasă, uite, ai rămas atât de frumoasă. A, mă, cu toate certurile noastre. Maionică, ce-ar fi să o luăm noi? De la început, așa, să uităm toate... Care început, Petrica? Începutul de acum 100 de ani sau începutul de ieri? Nu, de la începutul începuturilor, așa cum eram de noi la înainte. Când eram noi la 15... Mă, Petrica, că bine zici, mai ți-aș aminte când ne-am iubit noi în șură, când ne-am cunoscut, când am mers la balul nostru, primul bal al nostru. Cum să nu mi-aduc aminte, Ionica, țin minte ce frumos era? De ne certam, ne iubeam. Da, știu. O luăm și noi de la începuturi, așa, să uităm de toate necazurile astea, să rămâi numai tu frumoasa mea întotdeauna. Și să pornim viața asta de la început. Să ștergem totul cu buretele și să plecăm pe porțele noastre proprii, amândoi. Doar noi doi și copiii, ce spui? Nu știu, mă, Petrica, ce să zic, că eu încredere în tine nu prea mai am de mult. Hai, mă, Ionică, dacă am zis că o luăm de la început, știi foarte bine că nu se pune problema. M-am săturat și eu de certuri, m-am săturat și de muncă. Vreau și eu să ne înțelegem, să ne iubim, dar... Păi asta mă gândeam și eu. Hai să luăm de la început amândoi și să ne mutăm la oraș. Să fii și tu o doamnă de asfalt, să stăm și noi într-un apartament. Pornim prin forțele noastre. Care oraș? Unde vrei tu, ne mutăm la București, ne mutăm unde vrei tu. Nu vreau, Petrică, nu vreau. Da, mă, Ionică. Aici îmi place, aer curat. Da, mă, Ionică, dar gândește-te și tu. Ce, să mă duci pe mine acolo, să mă închizi într-o cutie? Doar aici ce faci? Stai toată ziua la coada vagii. Uite, am vorbit și cu tata, socru. Ce-ai vorbit cu el tot de situația asta noastră și de viitorul pe care vreau să-l pregătesc pentru noi. Și el a fost de acord. Cu ce? I-am propus acum, uite, i-am arătat actul ăsta al casei și al terenurilor pe care le are el. Sau dacă obținem un preț mai bun pe terenul ăsta, să-l vindem. El a fost de acord și are nevoie doar de semnătura ta. Nu știu, zi-mi și mie ce ți-a venit așa deodată. Atâta timp am stat aici, ne-am înțeles bine cu vecinii, cu... De ce ți-a venit așa odată să mă duci între betoane? Da, mă, Ionică, dar eu te iubesc și vreau să nu mai fii tu așa amărâtă. Viața asta vreau să fie frumoasă și pentru tine, să îți placă să o trăiești. Da, sigur tata a fost de acord. Da, Ionică, am vorbit cu el și a zis că dacă reușim să luăm garanție, bine, dacă reușim să-l vindem, e și mai bine. Aici. Și uite, mai semnează o dată aici. Una caldă, una rece. Ba îți urmărești interesul, ba ești drăgăstos. Și așa, ei sunt niște înapoiați. Vreau să facem și să învăț să facem și noi niște bani, să facem o situație. Degeaba, n-ai cu cine să stai de vorbă. Ea e mai tută decât toată familia la un loc. Nu se pot gândi decât la pământ și la munca pământului. Îmi scot ochii într-una cu un petic de pământ. Dacă nu eram eu, nici casa în care locuim nu era. Nu, tată, ei se gândesc la un singur lucru. Mă trezesc dimineața, mă duc muncesc pământul, mă trezesc la prânz, mă duc muncesc pământul și noaptea eventual dorm pe câmp să nu vină cineva să-mi ia o lopețică de pământ de acolo. El crede că dacă a venit de la București și a făcut o amărâtă de școală, chiar crede că-i burit cu târgului. Să știi tu, măi, Petrică, că oamenii ăștia de la țară nu sunt proști, mă, să-i fraierești cum vrei tu cu atâtea. După ce a obținut semnătura Ioanei, Petrică s-a dus la tata socru, încercând să-l convingă și pe el să semneze. Om în vârstă și cu experiență, tatăl socru s-a prins însă de combinația ginerelui. Mă, tăticule, de când n-am mai ieșit și noi amândoi să stăm de vorbă la o bere? Păi de mă, băiatul, dacă ești mai mult plecat cu primăria ta, n-ai tu timp. Nu ai văzut și matale ce e, că trebuie să punem comuna asta pe picioare, cu investiții, trebuie să atragem investitorii, că altfel nu facem nimic, tăticule. Ai văzut și matale? Ionica. Talunea Vasile, având terenul la care l-avea,
Ce a făcut vilă, magazin, mașină mică? Uh-huh. Ai văzut, stă liniștită acum la umbră. Eu mă gândisem că toți sunt investitorii ăștia acum care tot vin și vor să cumpere așa. Mă gândisem să-l punem în vânzare, mă, tăticule. Măi, tată, deocamdată, să știi că eu mă mulțumesc cu ce am. Uite, cu o bere, cu o sămânță, mai dau cu sapa. Eu ce să vă zic, loc de casă ai văzut, v-am dat, casa a ridicat-o. Mai mult dată ce să-ți fac, tată? Eu zic mai bine să ții tu gând la terenul ăla. Mă, tăticule, uite, vremuri, mai gândește-te și matalele. Păi tocmai asta, de-aia ziceam și eu că vin vremuri grele. Uite-te și matalele, actele astea, nu e nevoie decât de o semnătură. Stați liniștiți, nu vă mai bateți capul. Nu trebuie, ca la primărie, tată, ca la primărie. Matale, știi cum e, eu sunt bugetar. Semnezi? Măi, tată, hai să-ți spun eu ție care-i treaba. Măi, eu terenul ăla nu o să-l dau niciodată. Eu m-am învățat cu el, copiii și nepoții știa tot aici, uite, îi crește, aici am făcut casa. Eu terenul ăla, să știi tu, că nu o să-l dau niciodată. Ăla este avere de la mine și o să rămân la copiii tăi. Nici da, mă, tăticule, ai și matale ideile alea învechite. E avere de la strămoșul. Lasă-l, Doamne, iartă-mă, să-i dăm țărâna ușoară acolo unde e. Dar să fim și noi mai, așa să gândim și noi mai în viitor. Ne gândim numai la trecut, la ce a făcut strămoșul, că mi-a lăsat mie străbunicul terenul ăla și străbunica mi-a lăsat plopul din fundul gâlii. Tu dacă ai făcut carte mult, ai impresia că nu ești de la țară. Chiar așa, fraier, om fi, mă, Petrică, tata. Dar n-a zis bre nimeni că ești fraier, dar să gândești și matale în viitor. Fraier, dar ce să gândești? Să te gândești și matale la copii. A făcut amărăția că au vândut terenul, a făcut o casă și n-are cu ce să o întrețină și de tot în casa veche, că n-are bani de întreținere. Lasă, bre, exemplu pe Ionica. Ai văzut și matale ce magazin și-a deschis cu banii luați pe terenul ăla. Stai la umbră. Da, și muncești alții la București pentru ei. Și aia care muncesc vin și cheltuie banii în magazinul lor și scos și matale un bani și stai liniștit. Cât o-i trăi eu, terenul rămâne acolo, să știi și tu, și asta e treaba. Cu actul tău, Petrică, tată, la primărie să semnezi cu acte, la mine eu nu să semn niciodată cât o-i trăi eu. Dom'le, i-aș fi iertat totul lui Petrică, însă când a fost vorba despre pământ, când a vrut să mă păcălească și pe mine și pe fata mea, până aici, atunci mi s-a rupt filmul, n-am mai putut să mai reacționez. Și eu pentru pământul ăsta fac orice. Pământul ăsta ne-a hrănit pe toți și ne va hrăni și dacă încolo. Dacă pierdem pământul, s-a dus tot. Unde ajungem noi? N-avem ce să mai căutăm la țară fără pământ. Țăran fără pământ nu există. Petrică, lăcomia strică omenia. În loc să bagi mâna în buzunarul socrului, mai bine l-ai ajutat să muncească. Hoțul neprins, negustor cinstit. Șocată de comportamentul soțului ei, Ioana dă în vileag un nou secret de-al acestuia, descoperit întâmplător de copiii celor doi. L-am rugat cu cerul și cu pământul să ne ducă și pe noi 2-3 zile la mare. Niciodată n-avea timp. Ce credeți că s-a întâmplat într-o zi? M-au chemat copiii, că au găsit un plic sub pat, sub salta, pitit bine. Ce credeți că era în plic? Ăsta fura banii oamenilor. Dar uite ce-am găsit! Mamă, câți bani! Știi câte bomboane și câte jucării ne putem lua de banii ăștia? Mai întâi să o chemăm pe mami. Mami! Mami! Stați că vin acum, stați că vin! Ce-ați pățit? Ce aveți de țipați atâta? V-ați lovit, ce-ați pățit? Ia uite ce-am găsit! Bani, impozite, aprilie, iune, comuna de... Și asta? Pinete de avion, Petrică! Stați un pic, stați un pic, că banii ăștia nu cred că-s pentru. Stați un pic să vadă mami exact despre ce-i vorba. Mi-e rău. Ce s-a întâmplat, mami? Ce s-a întâmplat? Nu poate mami să vă spune. O să vă spun mai târziu. Acum cred că trebuie să mergem până la bunica, acum mami are un pic de treabă. Și vă spune mami un pic mai târziu, da? Da. Hai să mergem. Bine. Am dus Valvârtej la primărie cu plicul în mână. Ce am găsit la primărie? Ce credeți că am găsit? Surprizele neplăcute din partea lui Petrică nu se opresc aici. Dacă până acum Ioana a închis ochii când soțul ei a pierdut vaca, când a mințit-o, când a respins-o, momentul care urmează a determinat-o pe Ioana să decidă încheierea celor 13 ani de căsătorie alături de soțul ei. În timp ce Petrică rezolva problemele importante de la primărie, Ioana se îndrepta cu pași repezi înspre el. Alertat de un bun prieten din primărie că soția lui se află în incinta instituției, Petrică trece la măsuri disperate și mușamalizează situația. Ce-i cu tine aici, Ce Ioana? Ce faci, Petrică? Ce-i cu tine aici? Am venit, dragă, să plătesc impozitul pe aprilie și iunie. Ce-i asta? Ioana, dar de unde ai tu ăsta? Ce-i asta? Spune-mi ce este acolo. De unde ai tu ăsta? Au găsit copiii.
Sub haine au găsit plicul ăsta. Am venit să plătesc impozitul. Ăștia sunt bani pentru investitorii străini care știi că au venit în comună. Hai, lasă-mă. Ce investitori străini? Știi că e foarte bine că n-au venit greci în comună. Hai, lasă-mă. Biletele sunt că trebuie să perfectez afacerile cu ei. Măi, Petrică, tu mă iei pe mine de prostă, deci n-am pomenit așa ceva. Ce afaceri, mă? Ce acte? Ce? Ioana, știi clar că n-au venit investitorii străini aici. Te-am rugat să mă duci la mare, cu copiii. Nu m-ai dus nici până în vorba aceea la oraș să-mi iei o rochie ca lumea, să-mi fac și eu un păr, că uite-te în ce hal arăt, nu știu de cât te spaste cal, că tu dacă arăți așa, uite-te Ioana, la tine. Ioana, cu ce vrei să te duci la mare dacă tu faci gălăgie? Avem investitori aici. Uite bani, uite bani în plin. Lasă-ne să că ăștia sunt pentru investiții. Care bani ăștia-s banii oamenilor, să știi? Ce scrie pe plic? Uite, impozite. Tu am senzația că fur de la oameni. Nu fură nimeni de la nimeni. Există. De când ai învățat tu să citești și de când umpli tu în actele alea oficiale. Alea patru clase ale mele m-au învățat să citești. Știu și eu să citesc. N-ai fost în stare nicăieri să mă duci. Tu nu știi să gătești, dar apoi să mai citești. Măi, lasă-mă în pace. Zice-i cu banii că n-am venit de... Ce s-a auzit? Ce? Nu s-a auzit nimic. Uite de afară. Ia, hai să vedem cine e afară. Hai să vedem cine e afară. Hai să vedem cine e afară. Hai, lasă că mai venit tu să-mi controlezi mie aici. Ia dă-te Petrica așa că m-am săturat de... Ce cauți păi aici? Lasă-mă! Lasă-mă! Cine-i asta? Îmi căutam un pic, lasă-mă! Secretara ta este fufaia de la capul satului. Ia mă, ce spune de mine? Ce spune de mine? Eu mă știu... Doamne, Doamne! Satul o știe de panarace! Lasă-mă! Păi că țohârlă, ieși afară că te stârnui de nu te vezi! Lasă fata în pace, Ioana! Tu ești aia de la capul satului, ce cauți cu oameni de suflare? Lasă fata în pace, e secretară, e angajată la primărie, să-i pună scriptă, lasă-o în pace! Ce căutai, fetiță, subiră? Doamnă, căutam un pic și nu înțelegi! De 10 minute, fetiță, tu căutai pic! Să vă deranjezi, doamnă! Fetiță, stă deasupra! Prozul se șterge pe deasupra, fetiță, nu pe dedesubt! Ce doamnă, măi, fetiță, ieși măi afară că te știu, ești de la capul satului, toată lumea te știe! Cum ai mă putut, mă, Petrică, să-mi faci una ca asta? După atâția ani, după ce am avut grijă de tine, după ce ți-am dat de toate, după ce am avut casă de la părinți... Ce credeam, nu mi-ai dat nimic! Tot ce am obținut și supoasa pe care o ai datorită mie! Măi, Petrică, am avut grijă de tine, am avut grijă de copii, atât am vrut, să fii și tu om serios! Pentru asta erau, mă, banii, pentru asta erau... Asta erau investitori! Lasă asta, că asta e investiția, asta e altceva! Măi, investiția a fost sub biroul tău, măi! Ți-ai bătut joc de mine ca de ultimul om! N-am făcut decât să te iubesc și să am grijă de tine! Cu ce mai avut grijă de mine? Te las, Petrică, te las și mă duc în lumea largă! Vreau să dau divorț! Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Sub birou, Petrică? Deci mă bufnește și râsul când mă gândesc la asta. Acum înțeleg de ce nu ai vrut să faci dragoste cu nevasta ta. Să te văd pe unde scos cămașa. Nu e adevărat, domne, n-am înșelat-o niciodată. Dacă aveam, dacă voiam să o înșel, aveam posibilitatea să o înșel cu 1000 de femei mult mai frumoase decât ea. Are imaginație foarte bogată. Dar asta e stilul ei, vrea să distrugă orice. Tot ce e frumos, ea distruge. Pe ce pune mâna, distruge. Ăsta e stilul ei, eu n-am înșelat-o niciodată. Cum bă, strâng și eu banul ăla bucată cu bucată? Cum am putut din salariu? Că mereu îmi scoate ochii, că nu o scot în concediu, că nu o duc la mare, că nu o duc în vacanță. Am strâns banii să-i ofer o vacanță, să-i ofer o excursie și a furat banii și vine și dă vina pe mine. Că eu cheltui bancă, îmi pun bani deoparte, că îi cheltui cu panaramele, dar nu pot să țin un ban deoparte. Cum pune mâna pe bani, îi topește, să topesc banii de, să lipesc banii de ea ca rahatul de magnet. Tu și cu maică ta și cu taică, tu un neam de hoți, atâta știți. Un neam de orășeni, hoți, puturoși și mincinoși. Păi el îmi spune mie că eu am furat banii. Păi aia erau bani pentru mine sau pentru casă. E un mincinos ordinar. Păi cine ține banii ascunși în plic, domnule? Hai să fii serios. Aia erau banii să meargă cu matracul ca aia de-o târnâiu eu așa de sub birou să se ducă în țări străine sau la mare sau la munte. Uite cum a dat cu ce-o zvârta după mine! Uite, domne, cu ce-o zvârta după mine! Acum două zile! Am înțeles! Mă omoră, domne, mă calcă în picioare! Ce să mai mă fac cu ăsta? Eram bună când veneam cu sacul și mi-a dat brânză! Eram bună când veneam cu damigenele de damigenele de damigenele! Cu nimic nu plecam, mă! Cu ce plecai? Eram fel de capul vostru! Plecai cu banii în buzunar, că mai trebuie o îngeamă, că mai trebuie o ușă, că mai trebuie o cărămidă! Ok, spune-mi pe-o frumos! Nu m-a lăsat să mă duc la școală, nu m-a lăsat să-mi termin! De ce nu te-a lăsat să te duci la școală? Să cresc copiii și să-i muncesc, să-l țin ca pe floare, să se ducă el la primărie! Uite cum i-a îmbrăcat! Să muncească ca o fraieră și el să umble de colo-colo, nemernicuce! Să mergi mai departe! Cine te-a oprit?
gura sacului olegi, dar a satului niciodată. Drept urmare, Ioana și Petrică s-au decis să meargă la judecată, dar nu în fața instanței, ci la tribunalul familiei sau, mai bine zis, al satului, pentru a-și face dreptate. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit, domnule! Salutare! Oh, bine ați venit! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sărut mâna! Eu sunt Adin Artea, îmi pare bine de cunoștință. Domnul consilier! Da, domnul Adibas. Văd că ai mulți susținători. Păi sunt oamenii care știu cu ce mă ocup, au văzut cât bine am făcut pentru comuna asta și au văzut cum mă tratează atât soția, cât și familia ei. Sunteți de partea lui Petrică? Da, Marlon Petrică. Ia uite. Vine cu vagabantă, da. Da, uite cum o aduce. Un vagabant. Da, un vagabant. Un vagabant. Ia uite, mămică, ce făcu ăsta, mămică. Adrian Nartea, îmi pare bine, să rămână. Ce e aici, Petrică, ne faci de râs în tot satul? Eu vă fac de râs, voi m-ați făcut de râs. Nu ne faci de râs, Petrică, ce înseamnă asta? Voi m-ați făcut de râs împreună cu scorpii aia pe care ați crescut-o atâta timp și n-ați educat-o sub nicio formă. O să fie o zi foarte grea dacă nu ne înțelegem, vă rog frumos. E tribunalul familiei. La noi în emisiune, dacă nu știți, vrem să-i confruntăm încă o dată pe socii, pe soție și cu familiile lor, să vedem dacă există cale de împăcare, dacă, vorba aia, cei doi copii să crească cu cei doi părinți, nu separat, nu e așa? Ioana, ești bine? Nu sunt bine, nu mai există cale de împăcare cu acest om care mi-a fost bărbat 13 ani. M-a nenorocit și pe mine și copii și a bătut joc toată viața de mine. Nu mai există cale de împăcare. Stați un pic, hai să o luăm cu începutul. Deci, voi v-ați întâlnit și v-ați cunoscut acum 13 ani. Da. Pot să vă întreb cum v-ați îndrăgostit? Sunteți din același sat, nu e așa? Din același sat. M-a luat de la mama de fată, nici nu știam pe ce lume sunt. Că eram tânără, nevinovată, ca o floare. A fost băiat frumos și mi-a plăcut. Dar s-a schimbat. Ok, eu vreau să știu, stați un pic, vă rog din suflet. Ți-a făcut om, ți-a luat, că erai o țărancă amărâtă. Care țărancă amărâtă? M-a luat de la mama cu de toate, l-am făcut care eu cu avere. Care de toate? Ai profitat de faptul că sunt băiat de oraș. Și la ea mețit. Ce ai zis? Hai că la mețesc îl păcălesc. Care fată mare? Stați așa. Cum ai când în noaptea nunții, după 2 ore, ai plecat cu fufa de la capul satului și m-ai lăsat amărâtă? Ai plecat cu nașul. Băiatul meu așa ceva. Stați așa, să înțeleg, pentru că vă reproșați lucruri pe care eu nu le înțeleg și nu le înțelege absolut nimeni. Păi da, bineînțeles. Haideți să o luăm cu începutul, vă rog frumos. V-ați cunoscut acum 13 ani. Da, domnul Adi, fata aceasta, așa zisă fată mare pe care mi-a băgat-o măsa pe gât, că m-a văzut băiat de oraș, fată mare și așa mai departe și mie mi-a venit cu porumbelul. Deci stai așa un pic. Tu spui că de gura soacrei sau de gura mamei, nu înțeleg, adică tu ai o relație între 13 ani? Nu, soacra mea mi-a băgat-o pe gât, a zis că sunt băiat cultivat de oraș și că i-am stricat fata, i-am stricat copilăria și că nu e mai a nimeni. Ai zis că și-a bătut joc de ea că a fost domnișoară. Ai venit și să te-ai caulat. A trebuit să suport 13 ani de zile. Ok, de ce vrei să divorțezi? Și-a bătut joc de mine toată viața. Părinții mei, uite așa l-am ținut, ca o floare. Părinții mei au dat casă și pământ, a venit cu geloții. Care-i casă și pământ, mă? Ce casă și pământ, mă? El are salariul. Banii care i-am investit în casa și în pământul ăla de care vorbești, casă, ce era, bordeiul ăla pe care l-am luat? Stai un pic. Hai să luăm obiect cu obiect să le discutăm, pentru că reproșurile astea o să fie tot timp. Ok, spune-mi, te rog frumos. Nu m-a lăsat să mă duc la școală, nu m-a lăsat să-mi termin. De ce nu te-a lăsat să te duci la școală? Să cresc copiii și să-i muncesc, să-l țin ca pe floare, să se ducă el la primărie. Uite cum se muncească ca o fraieră și el să umble de colo-colo. Să mergi mai departe. Cine te-a oprit? M-a ținut de proastă să nu-mi dau seama ce mișmașuri face el și cum se duce cu bufele. Nici un mișmaș n-a făcut. Stați așa, vă rog. Face acolo la primărie, ia banii de la oameni, eu știu și lume știe. La nimeni. Nu am venit să-mi temnesc! Să-mi temnesc! Să-mi temnesc! Nu, rușine, nu că aveai treabă! Nu te înțelegi cu ei, că nu poți. Vorbește mai mult ca noi. Obosită în fiecare seară. Haideți să separăm, stați așa. Hai să separăm un pic lucrurile. Treburile cu primăria, să le păstrăm cu primărie. Noi ne-am adunat aici pentru Petrică și pentru Ioana. Vă rog frumos. Eu vreau să te întreb pe tine, Ioana, de copii. Ei cu cine țin? Copiii nu știu, săraci, că-s mici, dar schinuiți. Cu cine vrei atunci să crească copii? Cum cu cine? Cu mine! Ca să ajungă niște stricați ca tine, să capete educația ta? Nu le-a luat o ciocolată, nu i-a dus la om mare, nu le-a luat o foală pe ei.
Nu vă merită. De câte ori ai schimbat tu copiii ăia, mă? De câte ori ai schimbat tu copiii, mă? Sunt niște îngeri, mă, să-i transformați în diavol. De câte ori ai schimbat tu copiii, mă? Nu merită să vă lăsați. Nu merită să stai în preajma ta, tu nu meriți să te apropii de ei pentru nimic în lume. Cu fufa de la capul satului! Fufa ești tu, care are dreptate, fata mea, are dreptate, nu-ți rușine! Fufa ești tu! Luați loc, vă rog eu. Eu vreau să știu tu cu ce ai greșit în această relație. Cu nimic, domne, cu nimic. N-am greșit decât că l-am ținut, uite așa în palme. Am dat cu sapa și am crescut copii. Cu nimic! Dacă tu nu ai greșit cu nimic, ca nu se ajunge aici. Spune-i mamă că niciodată nu a fost la sapă. Spune-i mamă că niciodată. Odată l-am trimis cu vaca. Domne, odată și-a pierdut vaca, domne. S-a luat de la gura copilor. Singura vaca. Care dată, mă? Doamna, ești în stare să te ocupi de așa ceva. Stați așa, stați așa. Haideți să rezolvăm. Băi și nu mai vine acasă. Mai văzut vreodată, băut? Hai să rezolvăm. Petre, dumneavoastră îi mai vedeți împreună sau nu îi mai vedeți? Nu știu, până nu vedem părerea lor. Nu cu vă rog eu, o să vă întreb și pe dumneavoastră. Ia aduți aminte, Cuscră, când eu munceam la casă și aveam mâinile pline de noroi și picioarele, ce făceai? Ce să fac? Am ce venit să mă ajutați eu și băiatul și cu banii. Cine a împins toți banii? Ce faci cu banii? Cu banii n-ai ce să păi faci, cum n-ai ce să până faci? Nu pui mâna să muncești. Doar am muncit, noi am făcut casă. Noi am făcut casă. Spune-i și tu. Trăiați într-un bordei până să vă ridice părinții mai casă. Uite-mă de pe tine ce că v-am scos din țărâna în care trăiați. Uite, da, cu ce-o zvârta după mine. Uite, domne, cu ce-o zvârta după mine. Acum două zile. Am înțeles. S-a omoră, domne, mă calcă în picioare. Ce să mai mă fac cu ăsta? Aia ai făcut-o în șans când a uitat să ajungi acasă. Deci voi vă gândiți. Când te-am găsit pe șans, Petre. Te umpli de vânătăși, dai vina pe mine. Petre. Petrică, nu uita în dimineața aia când ai venit la 5 dimineața și te-am întrebat. Uite, domne, uite, domne, chinuit. Uite, domne, ce munc. Hai să te arăt. Uite, mă, ce mi-ai făcut. Hai să te arăt șanțul care ai făcut. Poate așa de ceva. Hai să vezi șanțul în care ai făcut. Să te duci la măta și să-ți-l crești. Să-ți-l crești. Las-o, că atâta știe să facă. Hai să te arăt șanțul care ai făcut. Să-ți-l iei, să-ți-l duci la București. Eram bună când veneam cu sacoșile de brânză. Eram bună când veneam. Și cu ce plecai? Veneai cu sacoșile și cu ce plecai? Plecam, mă, că eram voi de capul vostru. Plecai cu banii în buzunar, că mai trebuie un geam, că mai trebuie o ușă, că mai trebuie o cărămidă. Hai un pic, vine aici, te rog. Hai știu de cât să... Nu, doar pe Petre, hai un pic. Mă, dași-mă și tu! Și-a de cu pastil din buzunar. O să te târăști în genunchi, să se întoarcă. Ai adus pe toată lumea să mă faci de râs în vine, continuare? Vine aici, te rog eu. N-am văzut deci, așa ceva. Măi, ce om ești! Tot eu te fac de râs. Stai un pic. Deci, Petre, te rog eu din suflet. Mă, tot satul mă știe. Deci, două minute. Păi te știe de poamă ce ești. Hai să ne liniștim. Te rog eu din suflet. Deci, haideți să ne liniștim doar pentru cei doi copii. De dragul celor doi copii, voi ați putea să vă împăcați? De dragul copiilor, copiii iau la mine, că dacă stau lângă ei ajung niște stricați ca ea. N-au niciun viitor aici. Deci eu... Sunt influențați și de părinții ei care uită cum au nu făcut-o. Nu există, nu de există. Asta copiii v-am adus de acolo. La mine. Eu de asta v-am scos să de acolo. Să crezi tu că las copiii la tine de n-au niciun viitor. Că eu aș sta și aș suporta, dar de sufletul copiilor. N-ai văzut tot satul că mă știe? Numai poliția de câte ori am chemat-o să mă scoată din ghearele lui. Uite, domn, uite cât e deranjat și uite eu cât îs de amărâtă. Cum vezi tu viitor? Deci ce vrei tu să faci în momentul ăsta? Căsuța aia mea. Așa. Ce-i pământul de la tata? Da. Căsuța nu e a ta, căsuța e ridicată cu banii mei și cu munca mea. Stai un pic, stai un pic. Dar tu ți-a dat pământul, pământul îți dă și la groapă. Casa aia am cumpărat pământul. Căsuța aveai un petic atâta cât o batistă. Mă taci, mă, din gură, că tu ai venit cu chiloții care ți-am aruncat, că nici pe aia nu-i mai ai dacă nu ți-ai strâns din uliță. Taci! Vreau să știu... Casa de la, mama, de la părinții mei, ridicată cum copiii săi mei, grădina aia mea, sapa tot a mea, îmi iau vacă, cresc copiii liniștită și nu mă mai interesează să se ducă la fufe. Că și așa banii nu mi-aducea mie. El nu mi-aducea un leu. El toți banii dă la fufe. Da, și cu ce te-ai îmbrăcat, mă, cu ce ți-ai cumpărat ochia din iar Maroc și așa mai departe. Am înțeles. Ani de zile m-ai acuzat că nu-ți ofer o vacanță, am ascuns bani și pe aia ai fost în stare să-i cheltui pe o pereche de pantofi. Spune-mi ce viitor vezi tu pentru copiii tăi. Copiii mei? Da. Trebuie să dispară din mediul ăsta, să ajungă la oraș. Unde să ajungă la oraș? Îi iau cu mine la oraș. Și copiii nu crezi că se întrebe de mama niciodată? Poate, când vor fi mai mari, mai conștienți și atunci vor înțelege ce poamă a fost măsa. Eu cred că acum o să întrebe de mama. Copiii nici nu știu ca o mamă, să cine și ne mâncați. Uite ce părinte e să zică de mama copiilor, că e așa și... Îi ține chinuiți. Vrea să-i crească cu fufe. Cu cine crește el copii? A trebuit să cumpăr lapte de vacă pentru copii, că nu era în stare nici măcar să-i hrănești. Nici copilul nu ți-l vedeai, dacă voi doi vreți să vă certați, vă rog, vă certați aici.
Dar eu până una alta trebuie să stăpânez revolta aia de acolo, ok? Ați încercat să vă certați sau vă certați în continuare? N-ai cu cine să te înțelegi. Mămică, tăticule, hai să mergem, că nu mai, deci chiar nu se mai poate. Numai că n-avem ce să mai facem, fata mea. Te-ai bătut joc de o mândrețe, dar nu am bătut joc nimic. Vă rog eu, haideți, luați loc. Da, se deci, poate. Vă rog, luați loc. Luați loc, vă rog. A alergat o satul. Deci... Să fie clar. Pentru un minut am să vă rog frumos să tăceți din gură. Deci. Intră, mamă, că am intrat. Ce rău îmi pare, mamă, că nu te-am ascultat. Păi vezi, spuneai să nu mă încurc cu așa ceva. Că mama niciodată nu vrea rău. Bun, în momentul ăsta, deci, vă rog eu puțină liniște. Gata, mă scuzați. Bun? Ok, în momentul ăsta, eu sincer, nu îmi dau seama ce cale de mijloc ar putea exista. Dar am să vă rog din suflet să... Am să vă rog pe dumneavoastră mai degrabă să puteți să plecați un pic, să ieșiți din cadru, din suflet vă rog. Da. Și pe dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Aprem, pacă e matal. Încerc, asta încerc. Nu mă ajutați deloc, sincer. Ok. M-am săturat să vă aud... cu acuze. M-am săturat să vă aud reproșându-vă. Da, nu sincer. Acuzăm pe nimeni decât că Petrică niciodată nu a fost așa cum am vrut noi pentru fata noastră. Dar cum ați așa de greu hai de să înțeles. Încercăm să vedem, poate totuși nu găsim avem o ce cale să mai de încercăm. Mijloc. Ce să mai încercăm? Dar ce să mai încercăm? Ai venit cu gura mare totdeauna. Nu de ce? Avem ce să mai încercăm. Dumneata probabil că ai încercat ca să vă rog eu din suflet. Haideți să nu ne mai acuzăm. Okay. Niciodată de cât ori a greșit, niciodată n-a venit să-i spune Ioana, iartă-mă. Ioana a greșit. Ioana am înțeles. Despre asta vreau să vorbesc, despre greșelile fiecăruia. Fiecare trebuie să fie greșit. Dar cel mai mult el a greșit pentru că nu a știut să se comporte ca un tată pentru copii și ca un soț pentru Ioana. Dar de ce spuneți asta? Eu nu înțeleg. Pentru că noi, ca părinți, stând cu el în casă, am văzut foarte multe. Și am tăcut și am tolerat, dar el niciodată ce nu a tolerat? Haideți să le dăm pe față. În momentul ăsta e cazul să le dăm pe față. Păi ce-ați tolerat? Să dăm pe față? Că, nopțile când nu venea acasă și mămică, ne mințea că e la ședință. Mămică, ce rău, mămică, nopțile când pleca nu știu unde și l-a văzut vecinii și venea și îi spunea. V-ați luat după lume, v-ați luat. A avut treburi, e om cu probleme, cu responsabilități. Petre, te rog frumos. Vino cu argumente. De ce zice lucrurile astea? Mama asta e părerea ei, întotdeauna s-a băgat între noi. Poate din cauza asta. Da, de ce e asta părerea ei? Adică e influențată de vecini și nu cunoaște realitatea. Tot timpul se bagă între noi. Păi și care e realitatea? Hai să cunoaștem realitatea. Trebuie să recunoști că ai doi copii, ai o casă de crescut. Nu recunoașteți greșelile. Aduți aminte de ce a spus între voi și pe urmă să vă... Asta este acum. Ai noi, că suntem mai în vârstă, suntem cu mintea mai coaptă. Hai să vedem, poate reușim să-i punem... De acord, pe amândoi. Din partea mea nu am ce să le pun. Eu nu pot să mai las fata cu acest om. Eu vreau să-mi spui tu trei greșeli de ale tale personale. Nu vreau să mi-l acuzi, nu vreau să te faci victimă, vreau să fii cu capul sus și să-mi spui trei greșeli cu care tu crezi că, pe care tu crezi că le-ai făcut în această relație. Trei greșeli. Din partea ta, numai cu tine. Nu vreau să aud despre el. Și tu gândește-te că o să te întreb același lucru și pe tine. Nu știu, poate am fost cu gura prea mare. Ok. Poate l-am neglijat câteodată, dar de supărare, că nu mai puteam. Justificațiile le găsim tot timpul. Nu mai puteam. Contează să ni le asumăm. Deci ai fost cu gura prea mare, probabil ai fost cicălitoare, de acord. Probabil. A poate oară, l-am neglijat câteodată. Ce înseamnă asta, l-am neglijat? Mă mai răzbunam pe el, nu-l călcam întotdeauna. Cum te răzbunai pe el? Când mă supăra, nu-i dădeam nici ciorba cum o vroia el, că e foarte pretențios. El vrea așa, la dungă. Am înțeles, ți-am zis, nu vorbim de el. Și nu le mai făceam la dungă. Așa, și mai spunem un lucru. Nu știu, n-am să-mi reproșez așa. Că am avut grijă de casă, de copii, că n-am ridicat capul din pământ. A fost drăgostos cu tine? Ei, că nu prea a fost drăgostos. A fost drăgostos când el încerca să fie și el drăgostos cu tine. Am fi fost și dacă era la început că era bine, dar numai că s-a schimbat. Haideți că începem să ajungem undeva. Petre, sigur. Trei lucruri pe care ți le reproșezi tu ție sau cu care crezi tu că ai greșit față de Ioana sau față de copii. Trei lucruri. Fără să te victimizezi și fără să spui că ai fost prea bun sau nu vreau să aud lucrurile astea. Pur și simplu.
Nu știu, nu ar fi, poate, ar fi trebuit să deduc mai mult timp familiei. I-am neglijat din punctul ăsta de vedere. Dar de ce crezi tu că n-ai dedicat timp familiei? M-am lăsat preocupat de altele și am mai uitat din când în când că am familie. Tu crezi că nu ți-ai trăit tinerețea aia și că vrei să, nu știu, să fii burlac sau că vrei să-ți trăiești tinerețile alea de 20 de ani sau ceva de genul ăsta? Adică nu ți-ai trăit perioada în care, să zic, ai fost la facultate, că mine și alte nebunii de genul ăsta? Adică înțelegi ce vreau să zic. Un bărbat are nevoie de un capitol în viața lui în care să zică, băi, am fost holtei, burlac, am văzut tot ce era de văzut, gata, mă însor. Crezi că ai nevoie de perioada aia? Tu ai văzut Petrică să mă iei. Păi sigur că da, ce te-a obligat fata mea să la mine n-a existat că m-am însurat de tânăr cu ea. Nu te-a obligat nimeni, venești și stăteai pe la poarta mea toată ziua, bună ziua. Deci poate și asta mă îndeamnă din când în când să mai... Să mai ce? Privirea în laterală. Vezi cum recunoaște că s-a uitat fata mea, la altele. Vezi, mă, Petrică, cum ești pe mine, mă ține acasă. Pentru că ea l-a neglijat. Vezi, mă, cum recunoaște acum. Dar uitam și eu la altele, ce ai vrea, decât să mă urmă la tine. Uitai, mamă, la altele. Nu aveai femeie acasă, Petrică. Mamă, parcă că recunoaște acasă. Măcar că am făcut cu perdea, mamă. Trebuie să faci cu perdea să nu știe nimeni. Eu am înțeles, ok, bun. Mai, Petrică, gândește-te, cine te mai amă pe tine? Că o să ajungi domn primar. Cine o să te mai amă pe tine din dragoste? Că toate fufele și toate coțofârlele din sat, de bani, mămică, de bani. Cine te mai calcă? Cine te mai spală? Cine să te mai ia și să te mai iubească așa cum te-am iubit eu? Cine o să te mai ia acum? Deci am reușit să calmăm discuția și începem să revenim din nou? Ce facem? Păi să se gândească să se foarte gândească bine. Și să el... te gândești, Petrică, că eu îmi iau bagajul și am plecat. Ce femeie, mă, o să te mai iubească cum te-am iubit eu? Cine, mă, o să te mai drăgălească cum te-am drăgălit eu? Ți-aduce aminte când erai amărât, vai de sufletul tău, că nu vreau să te mai aleagă, mă, oamenii ăștia. Și veneai și nu dormeai nopțile, mă, și stăteam lângă tine și vorbeam cu tine. Cine, mă, te mai susține? Că fufele, coțohârle, toate matracucile din sat. Eu lângă tine, să ieși, mă, primar, când ai avut de plâns pe umărul cuiva, pe umărul cuiva, pe umărul cuiva, plâns pe umărul. Vai de sufletul tău, nimeni nu o să mai stea lângă tine. Gândește-te. Mamă, soacră, n-ai barma tale de câte ori noaptea venea și plângea pe umărul meu. Gândește-te că lași casă, lași nevastă, frumoasă sunt, că sunt în continuare, chiar dacă sunt după 13 ani. Te-am ținut, sunt gospodină, doi copii frumoși avem, știi bine, florile satului, și deștepți și frumoși. Ce o să faci, mă, tu cu alta? Gândește-te, Petrică, alta ca mine tu nu mai găsești. Unde mai găsești? Cine casă, te mai Petrică? Așteaptă? Cine te iartă? Cine te mai iartă pe tine când o îi faci așa iertat cu ele? Cine că pe mine... De câte ori te-am iertat, cu de câte ori mi-ai greșit, de câte ori te-am iertat. Mamă, jigneai, uite așa făceai cu mine. Cine mai stă așa să faci tu cu ea? Hai, mămică, să mergem! Hai, mămică, să mergem, că nu e cale de împăcare! Mai să se gândească foarte bine! Mai, Petrică, gândește-te că alta nu te mai ia! Uite așa mai perpelit! Când caldă, când rece! Cine te mai ia pe tine? Cine mai stă lângă tine? Gândește-te foarte bine! Haideți, vă rog eu din suflet! Lasă-l, mamă! Nu, Petrică, vreau să te gândești și să-ți pară rău ce ai avut și ce ai pierdut! Tu o să te perpelești așa, când noi mai fii eu și copiii lângă tine! Lasă-l, că o să mai găsească și el! Nicio problemă, nu-ți face atâtea griji, că nu este! Fata mea tot timpul a fost lângă tine, fata mea tot timpul a fost pentru tine și n-ai fost recunoscută! Lasă-l, că-l găsim și nu pentru el! La revedere, Petrică, să nu mai fii la poarta noastră, Petrică, să nu te mai vă la poarta noastră! I-am lăsat să plece ca să se liniștească lucrurile, pentru că am calmat discuția, dar văd că lucrurile tot nu s-au liniștit. Lasă, Petrică, că o să găsim noi și pentru tine. Deci gândește-te foarte clar. Dacă nu e o fată bună la oraș, ce să faci aici în țara asta cu lipsa asta de educație și numai minciuni? Nu vezi și numai că nu mai jignir. Și să-ți ajunge. Lăsați-mă, mamă, lăsați-mă să mă gândesc. Stați acolo, stați și lăsați-mă să mă gândesc ce am trebuit. Bine, mamă. Bine, gândește-te. Ce să ne spun. Adi, hai cu mine, că știu ce trebuie să fac. Adică ce vrei să faci? O să vezi. Hai cu mine, mă ajuți? Da, unde te duci, da, noi? Unde, da, mamă, unde vrei să te duci? Mă, o să-mi recuperez familia și soția. Să-ți recuperez familia, stai cât de bine. Stați un pic, liniștiți-vă. Da, mamă, m-am gândit, știu ce am de făcut. Hai cu mine. Cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Așa spunea cândva un cântec de dragoste. Prin urmare, Petrică se hotărăște să facă o schimbare neașteptată. Hai, Adi, cu mine, hai că trebuie să-mi recuperez nevastă. La unde mergem? Ce vrei să faci? Las că vezi tu. Păi așa cum e, nebună, rea de gură, dar e nevastă mea totuși. Avem doi copii împreună, am fundat o familie, gata. Mi-am dat seama că nu vreau să stau cu piciorul la tot ce a fost între noi până acum.
Nicule! Da. Hai încoace, că am o vorbă. Bă, Nicule! Mă rog, Petric, să treci. Știi cât am ajutat eu pe tine când ai avut probleme cu tractorul ăla și am plecat de nebun să rezolvăm și asta? Dă și mie vaca aia, ți-o iau eu, îți dau alta la schimb sau îți dau banii pe ea, dar îmi trebuie acum. Să dă, bă, Petric, că vaca așa degeaba? Bă, nu mi-o dai degeaba, ți-am zis că îți dau eu alta la loc. M-am certat cu nevasta mea că m-a dat afară din casă, că i-am pierdut vaca. Și am nevoie acum, îți dau eu, mă, știi că sunt om de cuvânt, îți dau o cireadă, îți dau... Da, mă, că n-am acum, dar îți dau eu, îți dau ori vacă înapoi, ori îți iau o cireadă, dar îmi trebuie acum, că trebuie să mă duc să o împac. Bă, Petrică, e vaca pe lapte, trebuie să și fete, e borțoasă. Da, mă, îți iau o cireadă, dă-o încolo de vacă. Un cireadă vaca aia costă 40 de milioane și o dau pe 10 milioane vaca? Păi da, îți dau o cireadă în locul ei, îți iau 10 vaci, dă-o, Doamne, iartă-mă, de vacă, n-am mai să mă împac cu ea. Nu, bă, că te-mi dai pe aici, ți-o dau. Ți-am spus, zic, hai, uite, îți dau 20 de milioane pe ea. 30. 25. Pe 30 de milioane n-o dau. Bine, mai că nu vreau să-mi pierd familia pentru 30 de milioane. Hai să vezi vaca. Hai să vezi vaca. Primul pas a fost făcut. Cu vaca la purtător, Petrică merge să recâștige inima soției sale. Să vedem însă cum va primi Ioana gestul soțului ei. Hai, fetița, hai, fetița, hai. Hai, fetița, hai. Petrică, eu simt pumnii, să știi. Mulțumesc. Ioana! Băi, Ioana! Ce vrei, mă, Petrică? Vino până aici, că am să spun o vorbă. Vino cu a... de aici, lasă-mă, că de-abia mă liniști, ce cauți iar la... Tăticule, iar veni nebunul, tăticule, hai, vino cu aici, că am să spun o vorbă. Du-te, măi, băiete, lasă-mă! Hai că ne privește pe noi, n-are treabă cu tătic. Hai, mă, Ioana, vino cu a... Petrică, lasă, Petrică, tată, și mă! Și mă, tată, că am pierdut! Lasă fata, mă, pleacă de aici, că nu vreau să se-mi fac cu tine. Pleacă de aici, mă, mămică, stai așa! Pleacă de aici, de la poarta mea! Pleacă de la poarta mea! Pleacă de la poarta mea, ți-am zis! Petrică a vrut să se revanșeze și primul lui gest cu care vrea să se revanșeze, e doar primul, a zis să... Măi, Petrică, pleacă și lasă-ne, mă, să-mi fac cu tine! Ascultă-ne o vacă pe care a pierdut-o. Vaca pe care a pierdut-o a răscumpărat. Nu face schimb, nu face schimb să-l dau fața pe vacă. Nu fac, mă, Ioana, nu face, mă! Mă, Ioana, hai, mă, Ioana, hai, mă, Ioana, să stăm și noi de vorbă. Vă rog, Iodis, vă rog, eu știu că ți-am greșit. Ioana, vorbește tu cu el, tată. Da, eu așa cum sunt, eu te iubesc, mă, Ioana. Mă, mâine mă dai pe vacă, mă! Mâine mă zvâr pe mine din curte și bași vaca în curte, mă, și pe mine mă zvâr la mărută iar. Nu te zvâr, mă, Ioana, mă, lasă-mă în pace, că eu nu te cred, că m-ai mințit de prea multe ori, nu mai sufletul meu știe. Și eu sunt bărbat, știi cum e, bărbatul mai călcă, strâmb să mai uită. Da, nu o să mai fac, mă, Ioana, îți promit că nu mai fac așa. Mă, hai să întrebăm lumea, mă. Mă, oameni buni, mă iubește, credeți voi că ne împărtăm? Mă iubesc, mă, Ioana, să iubesc. Nu te cred, mamă, nu te soacră. Cred. Nu te cred, dovedește-mi. Îți dovedești, mamă, că mie. Mamă, soacră, mă, mica, mamă, soacră, mă, eu iubesc, că am luat o vacă, am pierdut una, am adus alta. Tu îmi dai fata mea pe vacă, ce înseamnă asta? Nu, dau pe vacă, că eu iubesc. Promite că o să fii băiat cu minte, promite că o să fii în fața satului, promite că o să fii băiat cu minte. În fața oamenilor, și în fața oamenilor, și să nu se mai fi rău. În fața oamenilor, mămică. Mă, promite că ai grijă de mine și de casă. Stai, Ionica, că te iubesc. Stai, Ionica, că eu te iubesc. Mă, arată-mă cum mă iubești tu pe mine, mă. Te iubesc mult, mă, Ionica, mă, te iubesc, mă, Ionica. Iar că e bine. Gata, s-a împăcat. A luat și vaca, a luat și vaca. A luat și vaca, a luat și vaca. Ia vaca! Nebănuite sunt căile domnului. Cine se mai gândea că cei doi oameni se vor împăca? Dar viața este plină de neprevăzut, iar inima decide întotdeauna. Cel puțin a Ioanei cu siguranță bate pentru Petrică. Sperăm că și a lui bate tot pentru soția și copiii lui. O vorbă din bătrân spune că soția bună face soțul bun. Oamenii de la sat sunt mult mai radicali și mai hotărâți, iar în momentul în care au luat o decizie, merg până în pânzele albe. Să sperăm că gestul lui Petre este doar începutul schimbării și împreună cu Ioana vor crește fericiți copilașii. Sunt Adin Artea și până data viitoare aveți grijă de căsnicile voastre. O icoană. Ia uite câte icoane ai aici. Ce faci cu atâtea icoane? Facem aici bisericuță, facem altar? Ți-am spus, tu ești un păcătos, eu nu pot să fac astăzi așa ceva. De ce? Pentru că m-am spovedit, m-am împărtășit. El este un păcătos, tu nu trebuie să te culci cu el decât în momentul când decide ai să faceți un copil, să procreați. Mă, femeie, eu te iubesc, tu chiar nu vrei să mai ai nicio treabă cu mine? Chiar vrei să ne despărțim? Bine, mai încercăm, dar o singură dată. Vreau să facem sex, acum!
aici. Mergem acasă. Nu, Fiorele, că până atunci trece, nu am găsit eu că e momentul. Până, dacă mă iubești, acum este momentul să facem. Suntem în lift, același lucru. Mi-a venit. Haide, acum, Anin. Așa, Fiorele. Da. Uite, tată, socrule, cum se poartă o pereche de chiloți. Deci ăștia sunt o pereche de chiloți de la femeie. Nu știu vreo femeie în viața ta. De femeie. Uite ce chiloți poartă fata dumneavoastră. Ia uite, budigăi. Vreau să divorțăm, gata, înțelegeți. S-a terminat, s-a terminat tot, pa.